Am încercat să mă pregătesc pentru TEDx cu ceva vreme înainte. Mă gândeam acum câteva săptămâni deja cum să vin îmbrăcat. Am văzut că pe lângă numele meu la TED apare noțiunea de inovator sau chiar mult mai pretențiosul inventator. Și mă gândeam cum să vin îmbrăcat. Pentru oricine mă cunoaște știe că asta nu e o chestie care mă caracterizează, adică nu că n-aș fi atent la cum mă îmbrac, dar spre disperarea tuturor fac asta cu câteva minute înainte sau câteva ore înainte și e la TEDx asta și m-am gândit oare cum arată un inventator. Cine este un inventator? Ce face un inventator? Cum își închipuie oamenii un inventator? Ce mănâncă? Ce zice? Ce gândește? Am avut mai multe idei cu care am cochetat, m-am gândit, vin în costum. După aceea m-am gândit, hai să-mi iau un halat din ala alb, îl știți din film, așa cum sunt toți oamenii de știință și oamenii, ne închipuim noi că vin. Nici măcar în facultate, la laborator, n-am avut un halat de genul ăla. După aceea m-am gândit, niște ochelari din aia cu lama rată, cu ramă lată, au așa o chestie, lucește inteligența pe ei, parcă, dar eu nu port ochelari. Iar nu era prea bine, ochelari de soare eventual, dar să fim analist chiar la TEDx Cluj. Am zis că nu, poate nu e cea mai potrivit lucru, după am zis părul vulvoi, asta e, dar bine, asta nu se pune. Asta, da, probabil că la final m-am gândit, nu merită atâta efort, de ce? O să înțelegeți și voi ce vreau să vă zic și eu. La final, sunt un om absolut obișnuit, ca și toți din sală. Un om absolut normal. Să inovezi sau să inventezi, pentru chestia asta nu trebuie să fii un om absolut deosebit, trebuie să fii un om normal care vrea să facă ceva, un om absolut normal, cum sunt toți cei de aici din sală, sau cei mai mulți, ca să nu jignim genele ascunse dintre noi. Da, vreau să vă povestesc puțin despre inovație, despre ce înseamnă să faci inovație și cum am ajuns eu să fac chestia asta și cum, în principiu, oricare dintre voi cred că poate să facă acest lucru. O să încep cu mijlocul. Mijlocul, pentru că eu cred și sper că nu e finalul, și anume ce am făcut eu, este relativ simplu. Este un proiect tehnic la care am lucrat. Este vorba de QoS dinamic pentru servicii video în timp real, RTSP, chestii care sună foarte fancy, foarte măreți. Ideea e foarte simplă. Ideea este să avem calitate absolut perfectă și în timp real pentru serviciile video pe care le folosim în viața de zi cu zi deja, peste rețele wireless. Când vorbesc despre timp real, mă refer la a nu avea întârzieri, la a nu aștepta. Nu cred că vă închipuiți tehnologia 4G, tehnologia viitorului, ceva de genul, te uiți la televizor, ai ultimul abonament mobil, televizor HD, plasmă, ești foarte entuziasmat și te uiți la meci și foarte fericit, urmărești fazele, la un moment dat vecinul de lângă, sărac sau mai puțin sărac, poate neinteresat de tehnologie, cu un televizor absolut normal, cu cel mai simplu abonament pe care poți să ai, bestică, gol, cât îl țin plămânii, tu vezi după 3-4 secunde faza. Și te gândești, ok, plătesc, te simți ca un prost care plătește în plus. De ce? Că la tine sunt buffere, sunt alte chestii. Și ideea era să nu se întâmple chestia asta. Acum noi, la ora actuală, suntem obișnuiți să vedem sau să facem un fel de trade-off între două aspecte. Vrem servicii video de calitate bună, suntem absolut obișnuiți să așteptăm puțin. Stăm să se încarce, le downloadăm înainte, nu se pare ceva absolut normal, nu ne punem problema că asta ar fi ceva deosebit. Calitate, dar pierdem timpul real. Invers, vrem să vedem ceva în timp real, să apară imediat, acceptăm că poate într-un moment nu se vede foarte bine, mai sunt scăpări, mai, nu știu, poate chiar când dă la gol, s-a întrerupt o secundă și n-ai văzut faza și te enervezi. Ideea era să venim cu o idee sau să facem o chestie care să poată rezolva toate aceste probleme.
într-un mod simplu, economic, evident, astfel încât să ne putem cu toții permite acest serviciu. Asta înseamnă să nu venim cu o inovație sau să nu venim cu o idee care să schimbe lumea, să cumpărăm echipamente, rețelele și așa mai departe, să folosim ce avem deja, să folosim într-un mod mai bun, mai eficient ceea ce avem, sau, de fapt nu sau, ci și să permită și să fie economic și din punct de vedere al operatorilor, pentru că la final operatorii sunt cei care trebuie să ne ofere acest serviciu, să ne-l poată vinde. Și dacă se poate chestia asta, da, eu am zis de la început că se poate, am fost foarte așa, da, facem chestia asta, în principiu se poate, am realizat-o, altfel probabil că n-ar scrie inovator, inventator lângă mine, ci doar, nu știu, optimist sau nu știu cum se numesc. Adevărul e că dacă stai să te gândești, orice idee, văzută din afară, ea are niște faze prin care trece. Așa o percep a mea din afară, așa o percepe și cel care vine cu ideea. La început vii cu ideea, ai o idee, dacă e nouă, inovatoare, ești un om cu idei. Totul bine și frumos. Mai vii și cu o nevoie pentru ea, ești un visător. Ai o idee de care e chiar nevoie. Vii și cu o idee de cum poate fi implementată, cei mai mulți o să zică, ești un optimist. La final, de-abia când poți să o realizezi, atunci devii inovator sau inventator, când ai demonstrat că ideea ta poate fi realizată. Acum, în mod paradoxal, ca o paranteză, orice mică mișcare, scăpare care se întâmplă sau orice mică greșeală în perioada asta, îți duce așa un titlu foarte consistent și care nu e derivat deloc din idee și anumită de idiot. Dar, în fine, nu despre asta vrem să discutăm. Ideea e că, la final, noi toți avem idei. Avem multe idei. Uneori credem că sunt nesemnificative, alteori nu le dăm multă importanță, dar în general toți avem idei. Fiecare om de aici din sală are modul lui de a privi lucrurile, de a înțelege lucrurile, care nouă ni se pare, fiecăruia îi se pare absolut normal, nu-i dă importanță. Dar la final trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi toți suntem unici, fiecare are o idee la care alții probabil că nu s-au gândit. Eu discut cu prieteni uneori, și absolut uimit de ce idee au ei și cum văd ei niște lucruri așa, care mie nici prin cap măcar nu mi-au trecut. Fiecare om are potențialul și are posibilitatea de a veni cu idei, de a și le valorifica. Fiecare idee poate fi o idee unică, chiar dacă nu ne gândim prea mult la lucrul ăsta. Și ar trebui să încercăm să facem ceva cu ele. Faptul că suntem cu toții diferit. Pe mine mă duce cu gândul la o fază de care mă amintesc foarte des. E dintr-un film, The Life of Brian. Brian era în fața unei mulțimi, așa cum stau și eu acum, și le spune, you are all individuals, sunteți cu toții individuali. Și mulțimea după el, yes, we are all individuals. Și Brian continuă, you are all different. Și mulțimea după el, yes, we are all different. Numai unul mic, așa, undeva într-un colț, pe care zice, no, I'm not. Da, ideea e că fiecare de aici din sală și în principiu fiecare om poate fi acest om absolut normal, dar care în felul lui este unic și care poate face ceva, poate duce o schimbare, poate să facă a difference. O să spuneți că poate e greu să vezi în ce fel ești diferit, să-ți identifici talentele. Da, este o chestie grea, nu vreau să zic că nu e așa. Nici măcar nu știu dacă eu mi-am găsit talentul deja. Am făcut multe și, sincer, nu sunt sigur sau nu sunt convins că poate mi-am găsit acel hotspot care mă face să-mi dezvolt întregul potențial. Dar poate important nu e neapărat locul în care ajungi sau unde ajungi sau se găsește această finalitate, ci drumul până acolo. Și drumul, în general, trebuie să fie frumos până acolo. Ceea ce faci, ca să te simți bine, să-ți fie bine, trebuie să fii pasionat de ceea ce faci. Trebuie să-ți ofere plăcere, trebuie să faci lucrurile cu plăcere, să fie o cale absolut normală pentru tine, o cale firească și o cale plăcută în care să te regăsești. Noi, de foarte multe ori în viață, tindem să ne facem un țel din lucrurile zilnice pe care le facem, care de multe ori sunt o luptă, așa, un cotidian care ne obosește. Pe când ar trebui să ne gândim în viață ce ne dorim noi cu adevărat să facem,
care este chestia care pe mine m-ar motiva, ce m-ar face pe mine, nu știu, peste un an, trei ani, să mă simt bine la final. Ei, probabil că dacă fiecare am avea acest țel spre care sau ne l-am propune, am muncit cu drag pentru el. Acum, că este vorba de jobul nostru sau și ne realizăm acolo poate ideea sau ceea ce vrem să facem, sau poate că jobul este doar un mijloc de a ajunge sau de a ne oferi suportul material pentru a face chestia asta, asta n-ar trebui să conteze foarte mult. Foarte important este să fim pasionați, să vrem să facem ceva, să avem încrederea că putem să facem ceva, să alegem noi ce vrem să facem, să venim cu inițiativa. Și asta am constatat și eu în viața mea, că dacă tu vii cu inițiativa, dacă tu faci ceea ce vrei tu să faci, ceea ce tu propui și nu-i lași pe alții să aleagă pentru tine, îți va fi mult mai bine, vei avea mult mai multă încredere, îți va fi mult mai ușor să faci toate aceste lucruri. Și eu personal am încercat întotdeauna să-mi aleg, să vin cu inițiativa pentru chestiile pe care trebuie să le fac, să aleg eu ceea ce fac, să nu las pe alții să aleagă pentru mine. Așa am ales să fac teatru, așa am ales să mă ocup de vizual acum mulți ani, așa am ales după aia să mă ocup de teatru și de vizual, când a venit un prieten cu o idee să facem o piesă de teatru interactiv, ceva nou. Nimeni nu știa despre ce e vorba, a fi fost prima dată în România, a fost prima dată în România. Eu am zis din prima, da, hai să facem, dacă ai o idee, trebuie să o pui în practică. Mai ales că dacă e prima, acum între noi fie vorba, trebuie să fii tare picat în cap să o dai în bară, pentru că nu a făcut încă nimeni chestia aia. Nu poate nimeni să vină să zică, tu n-ai făcut bine. Dar n-a mai făcut nimeni, adică cum poți să-mi spui că nu e bine? Tot așa am ajuns în Finlanda la o bursă, ulterior am avut o idee, am fost la o conferință, mi-am expus-o. 3 luni mai târziu eram în Finlanda, predam la același curs la care am fost student. Singura diferență era că studenții erau colegii mei de la Politehnică. Trebuie tot timpul să alegi tu ce vrei să faci, să faci ceea ce crezi că poți face. Așa m-am dus la doctorat. La doctorat acolo m-am cam luat cu emoții, mai mult decât am și aici. Toată lumea vine cu o idee. Toți știu acolo ce vor să facă. Eu vreau să fac aia. Eu nu știam ce vreau să fac. Și m-am dus. Înainte de ziua în care trebuia să mă întâlnesc cu comisia, să hotărască dacă vor să mă primească la doctorat sau nu, am putut să caut pe Google. M-am gândit, mai fi fost și alții în situația asta. Și dau culmea de un interviu cu Stephen Hawking. Nu că m-aș compara eu cu Stephen Hawking, dar a avut un interviu foarte natural și mie mi-a plăcut foarte mult ce a zis omul ăsta și ideea cu care a pornit el la propriul doctorat. El a zis, eu vreau să fac, să schimb ceva. Vreau să vin cu ceva nou, vreau să mă duc contribuția la lumea asta cu ceva. O să vedem cu ce. Și asta mi s-a părut mie o chestie absolut fenomenală. Să vrei să faci o diferență, to make a difference. Am dus și eu și le-am spus, știți, eu nu știu încă exact ce vreau să fac, am așa o direcție și aș vrea să fac ceva în domeniul video quality, s-au uitat la mine. Dar știi că sunt mulți oameni care fac chestia asta în domeniul consacrat, e complicat, e nu știu ce. Și am zis, da, știți, uitați, eu sunt pasionat, lucrez cât de cât în chestia asta, îmi place. Cred că o să fac ceva până la final. Dacă lucrez cu drag, sigur găsesc eu ceva și tind să cred sau sper că am găsit la final, după câțiva ani, ceva ce poate însemna ceva la final în domeniul ăsta. Oameni din ăștia care încearcă să-ți pună, nu neapărat piedici, dar să te pună în dificultate, găsești absolut întotdeauna în viață. Secretul este că dacă tu ai o idee bună, să crezi în ea, să vrei să faci ceva cu ideea ta, să vrei să muncești pentru ideea ta, să nu lași pe nimeni să-ți tai aripile dacă ideea ta e bună. Știți, este o anecdotă, circulă pe net, probabil că mulți o știți deja. Dacă crezi că ești prea mic pentru a schimba situația, înseamnă că n-ai fost niciodată în pat cu un țânțar. Și cam așa e. Oricine poate să schimbe ceva pe lumea asta. Nu trebuie decât să vrea și să își propună să creadă în ideea lui, să facă ceva pentru a să se muncească. Pentru că este nevoie de este nevoie de muncă, este nevoie de un efort, nu ajunge așa într-un minut de la A la Z, dar dacă drumul e plăcut, sigur că poți ajunge ușor.
Eu întotdeauna cred că am fost un om care a vrut să muncească pentru ideile lui. Când eram copil, îl vedeam pe tata inginer și îl vedeam că desena chestii tehnice. Și asta ce m-am gândit, el e foarte informat, foarte pasionat când face ceva. Și m-am olipsit de la chestia asta, l-admir foarte mult și efectiv m-am prins. Și am încercat și eu să vin cu o idee atunci. Aveam o idee mare, am încercat să explic și la mama și la tata, cu mâna, cu piciorul, aparat de spart ouă. Nu prea înțeles de ce e vorba, l-am cerut o foaie și o hârtie și m-am pus să desenez schema. Cum vedeam că face tata mai multe foi, cu detalii, cu nu știu ce, cum închipuiam eu o mașină mare, așa, o invenție puternică, o mașinărie mare, mai în imaginația mea scotea și fum, roți, angrenaje, motoare. La final avea un suport și un burghiu care spărgea un ou. Și eu cred că, na, ideea e bună, numai nu știu că e foarte eficientă, dar, în fine. Ideea este că dacă ai o idee bună și o idee mare sau mai puțin mare, care poate fi o idee mare la final, să vrei să faci ceva pentru ea, să vrei să muncești pentru ea, să vrei să faci asta într-un mod plăcut, să alegi chestiile la care ai talent. Și oricine care are o idee, în principiu muncind puțin pentru ea, dacă investește în ea, părerea mea este că poate să facă, să ducă o schimbare, poate să transforme, poate chiar într-o idee măreață. În principiu, eu cred cu foarte multă tărie că se pot sparge ouă în mod automat. Dacă cineva aici e un investitor prin sală, putem să vorbim după. Vă mulțumesc frumos!